ținând cont că suntem în preajma sărbătorilor pascale, ce le recomandăm oamenilor să mănânce ca să nu se îngrașe? Eu vreau să le recomand să nu mănânce, să mănânce moderat, să mănânce echilibrat, să-și facă un calcul proteic și un calcul al lucrurilor pozitive și pe care să-l folosească pe tot parcursul anului. Nu trebuie să facem abuz pe perioada sărbătorilor, iar dacă vine vorba de o alimentație corectă, să meargă pe multă proteină, cât mai puțin carbohidrați, pentru că, după cum bine știm, creează o stare de disconfort, cât mai multe fructe și legume, pentru că începe să devină sezonul fructelor și al legumelor și să profităm de acest sezon. Ce le recomandați părinților care au copii? Știți că este o problemă la noi în țară, dar toți mai mulți copii sunt supraponderali, din păcate. Ce ar trebui să facă? Din păcate, din ce am înțeles, conform studiilor, am urcat în clasament. Dacă până anul trecut eram pe locul 3 în rândul obezității infantile, am ajuns la un rușinos loc 2. Este vorba de educație, este vorba ca părinții să transmită copiilor un stil de viață sănătos, să nu creadă că dacă le oferă o tabletă, un telefon sau le cumpără tot ce își doresc, au rezolvat problema obezității, pentru că dacă părinții le oferă copiilor o educație pozitivă și îndrumă să mănânce sănătos, să facă sport, să fie serioși în viață, cu siguranță nu vor ajunge să devină obezi. Cât de important este rolul unui instructor într-o sală de fitness? Rolul instructor este esențial, pentru că noi avem o stare de confort pe care singur ne este greu să o depășim. Folosim acei instructori tocmai pentru a-i exploata și a le exploata cunoștințele și a le pune în practică ceea ce simt ei la noi la momentul respectiv. Adică ei trebuie să ne monitorizeze, să ne măsoare, să ne simtă la fiecare antrenament și cel mai bine să ne cunoască.